Inspectoratul Județean de Poliție Dâmbovița au fost radiate toate funcțiile vacante ce nu erau ocupate, iar prin comparație, în momentul actual, avem 960 de funcții încadrate, iar începând cu data de 1 iulie vor fi bugetate 939 de funcții. Deci, în acele 21 de funcții ce urmează a fi radiate, să fie în perioada care urmează până la 1, încă o dată evaluate și în momentul în care vor veni precizările cu privire la modul în care se vor desfășura examenele sau care sunt restul de criterii pentru cei 21 de polițiști care urmează să fie reorganizați, vom pune în practică aceste ordine sau dispoziții. Cifra anunțată de MAI a rezultat din diferența dintre media de polițiști din țara noastră și cea din Uniunea Europeană. În România, media de polițiști la 1000 de locuitori depășește media din UE. La noi sunt între 5 și 6 polițiști, iar în UE doar 4. Potrivit criteriilor eliminatorii din structurile MAI, primii pe liste ar trebui să fie indisciplinații, dar și polițiștii care se apropie de vârsta pensionării, precum și cei care cumulează pensia cu salariul. Noi am propus ca această problemă să fie rezolvată fără a se face disponibilizări prin pensionări la cei care îndeplinesc condițiile de pensionare, cu acordarea acelor ajutoare la pensionare începând cu anul 2012 sau prin titlul de valoare cu scadență la 2 ani, respectiv la 3 ani, prin demisie la cei care doresc să-și dea demisia din poliție, dar sunt împiedicați de acea sumă de bani pe care trebuie să o plătească ca urmare a încheierii unui contract cu Ministerul Administrației și Internelor, și prin suspendarea din serviciu, prevedere legală de altfel, prevăzută în statutul polițistului, unde se precizează că polițiștii se pot suspenda până la 3 ani din funcție, cu revenirea în aparat, după 3 ani, Ministerul Statei și Internelor este obligat să îi reprimească pe funcția pe care a avut-o. De la Poliția Județului Dâmbovița vor trebui să plece aproximativ 25 de persoane, inclusiv din Poliția TF, de la Inspectoratul de Jandarmi aproximativ 50 de persoane, iar de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență aproximativ 72 de cadre vor trebui disponibilizate. La Inspectoratul de Poliție al Județului Dâmbovița deja s-au găsit soluții pentru cele 21 de cadre care trebuie să plece din sistem. În prezent avem un singur polițist care a cerut suspendarea până la 3 ani, iar celelalte 20 de funcții vor trebui să se facă disponibilizări. Din discuțiile purtate și din negocierile avute la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție, rezultă că sunt 22 de polițiști care îndeplinesc condițiile de pensionare. Dintre aceștia, până în prezent, nu și-a manifestat nici dorința să iasă la pensie prin depunerea unui raport sau vreunei cereri. Desigur, ei trebuie să iasă la pensie numai dacă solicită. Nu este obligatoriu acest lucru. Dar, cum există un precedent creat, județul Prahova, județul Argeș, la dumnealor s-au discutat cu aceste cadre care îndeplinesc condițiile legale de pensionare și au depus rapoarte de pensionare, astfel că la data prezentelor discuții și negocieri care le-am avut zilele acestea cu Ministerul Administrației și Internelor, dumnealor a rezolvat această problemă.